că ne pică bling de astea. Avem și o mitică. Și mi-a picat blală, nu, ești nebun. Băi, ești nebun la ca mi-a picat blală, Charlie controller. It's bitchy, nu știu exact dacă e bun blală ăsta. Scrieți comentarii. Și văd că am deblocat aici multe chestii nebune. Văd că poza de la distanță cu blală ăsta. Uite, mă, și vine un handicapat de ăsta. Ce am făcut, mă, ăsta? L-am băgat într-un nou. Bă, băi, într-un fel e bine, dar power up ăla. Poți să-l pui... Dacă vine cineva de la apropiere, poți și media să-l pui într-un nou de ăla și ai scăpat. Dar nu prea are viață blală ăsta, e bun de la distanță să dai cu el. Am rămas vreo 3 blală în viață, 3 playeri. Fără mini 2. Și mai e și bulă ăsta care poate reușe să-l bat. 2 buli care... A, de fapt, nu-s buli. Și prima victorie din acest episod, fraților, oh my god, nu se poate așa ceva. Hei, salut, fraților, eu sunt Alexandru Novac și bine v-am regăsit la nou episod pe acest canal. Astăzi o să facem ceva extrem de special, de aceea ne vom juca Brawl Stars. După foarte mult timp de inactivitate, când n-am mai jucat de mult Brawl Stars. Ultima oară când am făcut pe acest canal un episod cu Brawl Stars a fost acum câțiva ani, vreo 4-3 ani. Și Brawl Stars-ul ăsta l-am jucat de când a apărut versiunea aia de beta, când era disponibil doar în Canada și a trebuit să folosesc un VPN să-mi schimb IP-ul. Oricum, lăsând aceste detalii plictisitoare, nu uitați să bubuiți butonul de like, subscribe și share dacă mai doriți tipul ăsta de episoade și să vedem dacă vă place. Dacă vă place episodul ăsta, o să revin cu seria de Brawl Stars și o să fac mai multe videoclipuri cu el. Dar dacă nu vă place, n-are niciun rost să mai continui. Deci, haideți să începem cu primul Star Drop. Am vreo 100 de deschis, deci cine ce vă bine că o să fie un episod palpitant, mai ceva decât păcănelile. Și azi vedem primul Star Drop și văd că e rar. Mi-a picat Power Points, ok. Epic. Mi-a picat 200 de bănuți. Și vreau să vă mai spun că am deschis și off camera încă câteva Star Drop-uri și mi-a picat un Brawler nou, legendar. Dar momentan, pe episodul o să schimb mai puțini, cât prea multe. Hai să mai vedem ce mai vedem. 100 XP. Încă un epic, am primit un emoticon ceva, sau un spray de la, încă o epică, ne-a picat un emoji, super rar. Și ăsta e doar începutul, fraților, așa că cine ce vă bine că o să fie teroare. Super rar, ne-a picat 100 de bănuți și avem un rar, ne-a picat 50 de bănuți. Și mai avem un constant după aici, care este rar și ne-a picat 100 de XP-uri, deci... V-am zis că am deschis și off-camera niște power drop-uri din astea și mi-a picat un brawler nou, Hank ăsta. Nu știu exact cât de bun e Hank, văd că e epic. Și aici scrie că e tank, așa aparent. Hai să facem și un upgrade. Cred că mă joc cu brawlerul ăsta că... Că abia mi-a picat și eu zic că e interesant. Hai să vedem și emoji-uri. Văd că aici niște emoji, player pins, ia ce de astea mai am. Am de asta cu care plângi și încă un de asta. Spray-uri mi-a picat o groază, dar și voi am o colecție de spray-uri aici. A, de fapt, astea sunt ale mele, am înțeles. Ciudat că mi-a părea că mi-a picat mai multe, dar mă rog. Ok, hai să ne jucăm cu ăsta, mai fac câteva upgrade-uri. Păcat că n-am deschis toate power drop-urile pe episod, că le-am deschis și off-camera și din cauza asta nu le-am deschis pe toate. Hai să vedem ce îi punem aici, Walter Balloons, The Next Balloons, așa. Și mai avem aici Barricade. Hank takes redus 40% damage mai puțin. Hai că-l punem, că pare că e OP. Și hai să jucăm cu Brawler, momentan nu mai fac upgrade-uri. Hai că am deblocat aici un miliard de evenimente. Și ne jucăm direct pe solo, că suntem jmecheri și ne permitem. Deci, din păcate, trebuia să deschid alea pe episod, dar uite că nu le-am păstrat pe toate. N-am avut răbdare, vreau să deschid eu toate. Și am deschis o bună parte din Star Drop-urile, le-am deschis eu singur. Haideți să vedem cum e cu match-ul ăsta cu un nou Brawler. Și că ăsta e tank, aparent, dar tot să mă văd să joc cu el, că n-am jucat niciodată. Deci tot ăsta de la apropiere trage bine. Am înțeles. Să spuneți în comentarii dacă e bun Brawler ăsta. Că sunt curios, dacă părerea voastră, dar... Că o să mă învăț să joc cu el. Partea bună la Brawl ăsta e că încarcă imediat. Asta e partea bună. Dar partea nasală că trebuie de la apropiere să-l folosesc. Aia scos și tureta asta. Și nu prea dă damage așa foarte mult. E mai mult tank, are viață mai mult, dar damage-ul dă... Nu-i damage prea bun. Hai să mai luăm niște
nebunii din astea, niște power sau cum să numesc, când am ajutat din Brawl Stars. Văd cum mai sunt vreo 3 Brawler, oricum, la început când deblochezi un Brawler e mai ușor meciurile, că are dar rank 1 și te dă cu jucători proști, care au și ei tot rank 1. Am deblocat 3, ăsta are 9, hai că plec lângă el, că s-ar putea să mor cu Brawlerul ăsta. Hai că mai... Și acum e 1v1, sper că poate facem primul win pe episodul ăsta. Cu nou Brawler facem un nou win. Ăsta are 8. Mamă, ce plus este asta. Cum ar fi să-l bat? Hai mă, încă puțin! Nu bă, frate, uite și tu cât faci pe mare, au are power up, e furios! E furios, om, e furios și are 8 de alea. Bă, s-ar putea să mă bată, sau nu știu ce să zic. Ca... Că eu nu prea... Nu știu să joc cu Brawlerul ăsta, că e prima oară că l-am deblocat. Hai că am aici un power up. Asta e cu armură ceva. Ia. Bă, frate, ce aproape era să-l bat, nu se poate. Dacă mai aveam mai multă viață, era mai bine. Da, asta e, măcar am locul 2, dar... Ia să vedem și ăsta ce ne pică. Ne pică blink de astea. Avem și o mitică. Și mi-a picat Brawler, nu, ești nebun. Băi, ești nebun la ca mi-a picat Brawler. Charlie, controller. It's bitchy. Nu știu exact dacă e bun Brawler ăsta. Scrieți în comentarii. Și văd că am deblocat aici multe chestii nebune. Cred că jucăm și cu Brawler ăsta care ne-a picat acum. Ne-a picat PowerPoints așa. Și avem ce avem aici pe shop. Pe shop avem un Brawler, un skin de Brawler. De fapt, mi-am adus aminte că mi-a picat și un skin de Brawler înainte să... Cu prima oară, când înainte să filmez. Dar nu mai știu pe ce Brawler. Cred că știu, da. Stai să caut. Unde mă Brawler a retardat? Uite, Brawler ăsta nebun. Mi-a picat skin pe ăla. De unde văd skin-ul? Că am uitat. A, uite aici. Mi-a picat skin-ul ăsta. Strong Pam, gratis. Ce spune skin-ul ăsta? E mișto, vă că aruncă cu banii, nebunii cu el. Hai să jucăm și cu skin-ul ăsta nou, că eu zic e mișto. Și ca să vedeți că sunt veteran de Clash, că de Brawl Stars, uitați voi ce skin am. Asta e primul skin când s-a lansat prima oară Brawl Stars pe telefon. Deci nu oricine are skin-ul ăsta, eu sunt un mare om care mă jucam în jocul ăsta de când a apărut beta. Și nici nu era 3D joc, era 2D când am început să mă joc. Hai că mă joc cu Brawl-ul ăsta, că am deblocat skin nou de la Power Drop de alea, sau cum să numesc. Power Star sau nici nu mai știu, că înainte, pe vremea mea erau boxuri de la deschidei box, legendary box și așa mai departe. Acum s-a schimbat tot. Și văd că acum arunc cu bani sau nu știu ce sunt astea, niște chestii verzi. După aia jucăm și cu Brawler la nou care mi-a picat. Mi-a mai picat un Brawler fix acum, mitic. Chiar nu mai știa să pici Brawler din prima așa. Păcat că n-am deschis toate două pulele pe episod, dar asta e. Hai că am cam pierdut ceva viață. Deja chiar mi-a dat de vremurile aia bune când mă jucam Brawl Stars la nebunii pe canal. Care au fost vremuri frumoase. Hai că am dat ceva de meciul de tag data asta. Ci că dă like. Ce like, mă, frate? Că îți place să mori sau cum? Uite, mi-a furat și căcatul ăla. Sunt cercuit de doi handicapați. Unul care îl omor eu acum și... Altul a plecat. Știi când ai, bă, dar asta s-ar putea să la mine înapoi dacă iau după să dai, uitați. Pun și de asta de viață, eu te futul în oase din nenorocit. Ăsta e nenorocit mare, nu știam că Brawl ăsta, că e ăla care mi-a picat și mie, am impresia. Bă, poți să dai așa, la inamic. Hai mă, ia mai repede ăla, că e unul cu low HP aici. Uite, așa, e 7 de alea. Vin și eu aici în acțiune. Să-l încolțim pe retardatul ăsta. Eu ce facem? Bă! Bă, frate, nu... Ce Brawler de căcat, să bagă în mine așa ca un imbecil. Ia să jucăm noi cu Brawler nou, că m-am enervat. Mă jucăm cu ăsta. Charlie Controller. Ici bici Charlie, put on crazy show. Și let down her hair. Hai că fac și un mic upgrade, dar nu prea mai am bănuți câte upgrade-uri am făcut. Mă joc cu Brawler ăsta nou, că cred că e bun. Am impresia că să ai Brawler ăla, care poți să te duci în vei tu. Ai un... Un grabbing hook de la și poți să... Te duci la inamici. Nu știu exact, să vedem. Oricum, cred că mie ce să ai o victorie, că mă dă cu jucători proști la început, când am un Brawler. Ia. Nu, ăsta e, nu știu dacă e bun Brawler ăsta, sincer. Mai vine și Hank, frate, nici nu m-am spanat bine. Dar stai că s-a poți dau și la distanță cu el, asta e partea bună. E de distanță, uite ce e mișto, fraților. Și stai ce-mi face. Ta-da! Și că ta-dam și n-am făcut nimic. Bă, e bunicel. Dar acum să vedem ce mă să mai dă meciul ăsta. Și sunt doi de ăștia, frate, doi retardați, zic că-s boți cum se mișcă.
De ce, mamă, dă-i treabă. Mai e și bul aici. Nu loc că poți da de la distanță cu brawlerul ăsta. Uite, mă, și vine un handicapat de ăsta. Ce am făcut, mă, ăsta? L-am băgat într-un nou. Bă, într-un fel e bine, dar power-up-ul ăla. Că poți să-l pui... Că dacă vine cineva de la apropiere, poți și media să-l pui într-un nou de la și ai scăpat. Dar nu prea are viață brawlerul ăsta, e bun de la distanță să dai cu el. Am rămas vreo 3 brawleri în viață, 3 playeri. Fără mini 2. Și mai e și bull ăsta care poate reușe să-l bat. 2 bull car. A, de fapt nu, nu-s bull. Și prima victorie din acest episod, fraților, oh my god, nu se poate așa ceva. E cam cringe, dar mă rog. Prima victorie, incredibil. Se pare că în episodul ăsta o să avem mult noroc, ne-a picat și brawler noi, legendar, ne-a picat, am și câștigat, ce mai vezi de la viață? Ia că avem ceva gratis pe shop, ce putem să avem gratis? Încă 29 de diamante pentru 1000 de coins. Nu, emeralde de astea, nu mai știu cum să numeau. Că am primit și 100 de credite. Ok, cum zice domnul Rafael. Și cam atât gratis. Hai că mai jucat cu brawlerul ăsta că a început să-mi placă. Dacă mă învăț cu el, poate e OP. Da, și chiar n-am mai jucat de mult pe Brawl Stars, sincer. Poate fac o serie iarăși, dar voi face dacă strângem măcar 1000 de vizionări la episodul ăsta. Că mai... În rest, nu cred că are rost. Și de nebunul ăsta. Din prima a venit, mă, pe mine. Chiar așa, v-a spus cu cine nu trebuie. Gata, imediat l-am omorât. Pun și un merge de ăștia să-l fac în ciudă. Hai că mai unul aici. Îmi place când calcă instantaneu asta. Nu stai 7 ani să încarci. Stai că s-ar putea să fie cineva în buș și pun pariu. Uite, aici nu este. Dar cine știe ce specimeni sunt aici prin buș. Maximilian, cine mă, Maxi Fini, cine dă acela? A venit Maxi Fini pe Brawl Stars și mă omoară ăștia. S-a să fiu pregătit, că o să iasă din nou. Ai mă, încă puțin, încă un hit. Încă un hit, băi, încă un hitulescu. Așa. Bun, bă, bun. Ce meci. Și taci cu el. Ești de aici, mă, fătute noase. Te bag și pe tine un nou des, dar și ai belit. E ușor că... Așa. Suntem family friend de aici, nu trebuie să jignim că... După primesc copilai de la copii. Uite, mai ăsta îl omori dintr-un hit. Cum ai vrut să pierd? No, mă, imposibil. Gata, m-am terminat, am mai câștigat un meci. Deja suntem de neoprit în jocul ăsta. Să vede că am experiență de vreo 5 ani de jocul ăsta. Facem aici unul peste unul, nu ne mai bate nimeni. Uite, a primit și 1000 de coins, perfect. Ce quest mai pe aici? Unul întâi battle, sunt bro... Așa. Deci să mai câștig două bătălii. Stați. În Brawl Ball, două showdown. Ok, să jucăm pe două, să facem challenge-ul ăla. Nu ranked, frate. Vreau aici pe două. Mi-mi place mai mult Battle Royale ăsta din Brawl Stars. Celelalte moduri nu prea le joc așa des. S-a mai jucat la cu gemurile, să colectez gemuri. Și ia să vedem cu cine suntem în chipul cu ăsta, Poma, YouTube. Faci și ăsta episodul alături cu mine, fii atent. Hai să luăm aici nebunia. Ăsta e cam furios, văd el pe ăsta. Hai că-l masacrăm și pe ăsta imediat. Îmi facem echipă de minuni, mai ales că care o pe ăsta. Îs făcut să car oameni. Ia că parcă era cineva aici, cred că a plecat. Ce mă, ce face ăsta? Trage în... A câștigat vocile, ce se întâmplă cu el? Ok, taci din gură, domnule Brawler, că nu te-am întrebat nimic. Momentan de campul știu, uite că l-am găsit pe ăsta aici expus, ia să-l atacăm noi un pic. Cine mai acolo? Se pare că au fugit toți de frică, că mă vede pe mine, fugi toată lumea. E de așteptat. Dar unde-s, bă, ceilalți inamici? Nu există inamici pe meciul ăsta, mă plimb și nu văd nimic. Când vin eu, le e frică, uite aici să-l întâmplă război. S-abia s-a spawnat, ajutor. Hai mă, aliat prost. Vino să aici, că măcar fă ceva pentru societate. Uite și tu, să bagă ca idiot al meu. O să-l dau cu ouă ăsta nebun. Pula, că nici n-a nimeni. Bă, ce se întâmplă? Hai, bă. Hai să spaneze și el al meu, repede. Spanează o pulă, că al meu se bagă în față la ea și nu face nimic, ca efectiv.
Măcar am primit 7 coloane de astea. Ia, că am mai primit și un Star Drop de asta sau cum se numește. Un epic, ia, mai pic un Brawler. Câți Brawler să mai pici, mă? Cât sunt furios, câți Brawler mai apără pe jocul ăsta de când am mai jucat. Ce are, mă? Eu am dat la Brawler, nu la alea. Așa, avem vreo 77 de Brawler care au apărut, și voi. Deci sunt aici la Brawler de... Nici tu nu mai știi cât sunt. Eși, Griffy ăsta nu știu cât de bun e. Hai că mai jucăm la două aici să vedem ce se mai întâmplă. După mai jucăm și cu cel la Brawler care pe care l-am deblocat eu off-camera. Cred că jucăm pe alt mod de joc. Ăla dacă tot e la apropiere, eu zic că mergem pe fotbal. Pe modul ăla de joc fotbal, când acolo ești aproape de inamici. Sau ăla de la cu gemuri, vedem. S-ar putea ăla cu gemuri, că e mai clasic. Nu dai greș cu ăla. Te-am mai primit aici un power de ăsta. Ăsta e mișto că dai de la depărtare și mai încalcă și repede, iau-te. Ce le faci? Iau-te ce-i faci, umilim pe băieți. Sau pe fete, ce-o fi ăștia. Uite, sare blau la cu tank, care l-am, pe care l-am deblocat și eu. Aoleu, ce e cu tine, fă? Gata, am masacrat-o și pe femeia aia, infidelă. Și mai e și încă un specimen aici pe care o să-l doborâm dintr-un hit. Și, în general, pare să fie totul liber și frumos. Aici nu-i nimeni. Mai sunt vreo 3 echipe și fără a mea 2 echipe. L-am băgat și tu nou pe ăsta, deși nu cred că trebuia, dar mă rog. Nou, e bine să bagi pe cineva care are viață foarte multă sau e foarte OP. Ca să poți să-l sabotezi. Sau unul care e aproape de tine, un brawler de la apropieri. Unde s-a ascuns ăștia? S-a ascuns ca niște dăute aici. Plânge el, la... Degeaba plânge că o să piardă. Dintr-un hit, frate, efectiv. Mi-a dat un hit și au murit săracii. S-a așteptat la asta. Mișto, mișto meciu. Chiar mi-a plăcut. Pentru episodul ăsta v-am pregătit foarte multe victorii, că sunteți comunitatea mea și vă apreciez cu tot sufletul. Din tot sufletul, ca să vorbim corect gramatical. Și ca ăsta, nici n-am jucat cu el la artileria, ba, dar am jucat. Dar-i prost. Ăsta la banana, chibun, și chiar asasin. Am niște blare la aici, dar nu știu ce să zic, dar câți buni. Uite, și ăsta jucăm acum. Mamă, dar costă mult upgrade-urile astea. Ia că mă joc eu cu ăsta, dar mă joc la... Deci avem Trophy Escape și brawl ăsta. Hai că mă jucăm la fotbal până la urmă. Acolo, aici, o să dă de jucători de ea, de la apropieri. Și nu uitați să bubuiți încă o dată butonul de like, subscribe și share dacă doriți să mai fac episoade de genul ăsta cu Brawl Stars. Și să înceapă meciul. Minge, acolo nu-i anime, frate. Lași, mă, frate, minge. Abia se spawnează, săraci. Easy, am dat un gol și încă un gol și gata, i-am învins. Hai că iau eu mingea. Dacă apuc să iau minge. Am omorât pe ăștia. Îl omor și pe specimenul ăsta, mă, dar am dau prea puțin damage eu. Dă-i, frate, gol, așa. Ia uite, și a dat Ronaldo gol. Pe Brawl Stars. Ia, sunt și eu star player, nu sunt. Am făcut doar un kill abia. Am câștigat 3 bătălii, am primit un achievement. Perfect. Sau un quest de la cum se numesc. Da, quest se numesc. Dar unde există acest quest, efectiv? Cred că, e Brawl Pass exclusiv, domne. Tu o să plătesc ca să-l deblochezi pe ăla. Hai că mă joc cu ăsta. Atât ăsta, avantajul lui care viață multă, dar... Nu dă mult, foarte mult damage. De aia să mergi și tank până la urmă, ca să te bagi în față, să ajungi cealaltă, să-ți ajuți echipa. O, ce nebunii au ăștia. Tân, tân, tân. Let's go. Am luat o minge, cred că e bun pe modul ăsta de joc, eu am și viață multă, știi? Ia. Easy, frate, Novak a dat gol, mă fac fotbalist. Mi-am găsit cariera, eu nu sunt YouTuber, eu sunt fotbalist, frate. Și m-a dat acum încă un gol și gata. Ei, nu mai merge data asta. S-a învățat minte, băieți. Recuperi și o viață. Îi mingea la noi foarte bine. Ce ai, mă, să-ți generează viața? Regenerează-te futuri și viața ta. Că suntem family friend aici.
Family friendly, dar cred că am jignit de vreo 10 ori până acum. Dar nici nu știu cine a... Cine-i Star Player sau cum se numea aia. Bun, am deblocat ceva aici la sezon. Ce am deblocat, mă? Uite, e rar. Nu puteam să dai și mie o legendară așa de pentru episod. Bun. Perfect. Ce brawler mai avem aici de jucat? Mai avem main de asta pe care am deblocat-o eu când am jucat off camera. Jucăm și cu urât asta, la gen grab. Asta nu mai știu ce brawler era, distanță de apropiere. Este Marksman, ok. Cred că asta dă de la depărtare, din câte știu. Și acum uitați să bubuiți butonul ăla de like dacă mai aveți să continui cu episoadele de genul ăsta. Dacă nu, eu zic că n-are niciun rost să mai filmez. Seria asta era mergea înainte cât de cât când eram la început pe YouTube, dar acum să vedem. Trebuie să vedem ce facem. Da, asta e de la depărtare, cum am zis. Să-i ca un sniper de ăsta. Parcă riski aia, Piper sau cum se numea. Și ea tot trăgea așa ceva de genul ăsta, dar a murit din, cam din prima cu ea. Trebuie să mă învăț să joc cu ea. Sper că mai colectez și eu un gem să fie util pentru echipa mea. Perfect, 3 gemuri. Îl colectăm și pe ăsta, dar stau mai să am grijă că eu domin echipa mea, eu Icar. Hai, mă, nu fura kill-ul, te rog frumos, așa, bun. Nu-mi furați kill-urile că vă omor. Ia și la ce față de tun are. Ia pe stack prin aia, nu, de fapt pot, dar n-am tras eu corect. Aoleu, aoleu, ce-mi fac ăștia, bă, mie. Hai că am supraviețuit și de data asta. Omorâți-și pe specimen, omorâți-i, frate, omorâți-i! Băi, frate, ce echipă am, frate! Ce echipă am! Mă lasă singur acolo să mor. Nu cop să poate așa ceva. Hai că am ne-a revenit și noi. Bă, mor, bă! Cred că râdeți în comentarii, nu mai puteți. Asta dacă vă uitați până aici, că... Cine știe ce episod prost o să fie ăsta și o să fac două vizionări. Și am degeaba am făcut episodul și l-am editat. Dar cine știe? Hai, bă! Și după tot eu nu sunt Star Player și după altul Star Player. Eu cât ce am omorât și câte gemuri am luat, nu se pune. Ia uite, față de turn câte gemuri are. Gata, m-a câștigat meciul. Trebuia să câștigă, nu se poate așa ceva. Și ce sunt? Sunt Star Player sau nu sunt? De unde? Că jocul nici mai arată. Bine că nu mai arată, că mă enervam dacă nu eram Star Player. Așa mă prefac că sunt. Ia că am mai făcut niște trofei aici. Am făcut 13.508 de trofei. Și am primit 200 de căcaturi de astea care te strângi la fund cu el, practic. Da, super excel, cam ăsta adevărul. Mai avem aici unul cu Heist și ăsta ce mai e? Cu Knockout pe el Rock. Habar n-am ce mod de joc ăsta. Ce să mă joc? Mă joc cu Hank ăsta. Parcă aveam skin pe Hank. De unde, mă? Că eu n-am skin nici pe viața reală n-am skin. Hello, darkness, my friend. Ăsta am skin? Nu. Da, chiar, hai să jucăm și cu ăsta, că n-am jucat. Ăsta e pentru artilerii de la depărtare. Un fel de Bearman ăla, sau cum mai știu să numea, cred că Bearman. Care arunca cu sticlă de la de vin sau ce era. Ăsta chiar nu știu ce e, văd că e seamănă cu ăla cu gemuri. Cred că tu scapturezi o bază, am impresia. Ah, sau e un mod ăsta de joc cu... Cum pe Call of Duty, practic. 4v4 sau cum era. Și dacă moare, ai pierdut, practic. Nu te mai respawnezi. Gata, am i-am furat kill-ul și ăla. Am câștigat prima rundă de meci. Hai să vedem ce mai e pe aici. Dacă mai câștigăm și data asta. Cred că câștigăm când ne dă cu jucători proști. Mai ales dacă ai brawler de ăsta nou. Ce am făcut. Hai, bă, frate, băi, frate, băi, ce brawler. Dă-i, frate, dă-i, așa. Așa. Dăm și cu asta și masacrăm. Mama, am omorât toată echipa. Hai, trebuie să-l omori pe ăsta. Perfect. Dacă nu sunt Star Player în meciul ăsta, mă las de viață. Dar uite, mă, sunt Star Player pentru voi, fraților, sunt Star Player. Pentru voi am luptat. Pentru comunitate. Sună ca în cringe, dar mă rog. Păi ce să mai joc, mă? Cu cine? Hai că joc cu tankul ăsta. Nu cu femeia.
Femeia să duc la bucătărie. Bine, glumesc, nu sunt misogin, vă rog frumos. Nu-mi dați la la episod. Și haideți să continuăm. Basketball, asta de când am apărut? Ia să jucăm basket. Am chef de un basket pe Brawl Stars, așa. De ce nu, frate? De ce nu? O jucăm și noi aici un basket ca bărbații. Michael Jordan, mic copil pe lângă ce sunt eu aici. 3, 2, 1. Hai, măi, Rafael, încarcă-te. Și a, dar bă, acum am aflat, bă, ești prost? Deci am fac blaza să umfle din ce în ce mai tare și dai mai mult damage. Aaaa! Bă, ești nebun la cap, băi. Nu vine să cred ce am descoperit. Deci să umflă și dai mai mult damage dacă să umflă. Eu nu știam, bă, frate, trăgeam așa ca prostul. Bă, băiete, bă, ce înseamnă să înveți la școală. Asta înseamnă dacă nu pilești la oala de chimie. Glumesc. La chimie nu vezi nimic, efectiv. Bă, mi-am ieșit șansa. Nu, bă! Asta înseamnă să-mi chilej la chimie, înveți să te dai cu blorele, frate. Și dacă dai asta, dacă se umflă, dai mai mult damage. Chiar nu știam chestia asta. Uite, am făcut 2 puncte. Am crezut că am câștigat meci. Ai, bă, tataia, ce ne faci tu nou? Moi și tu? Hai că am eu mingea, vreau să dau și eu neapărat la coș. Hai! A, pula, am dat. Ce se întâmplă, mă, cu jocul meu? Ce am, mă, schizofrenie, ta și voi cu să mișcă. Și tot dau goleați, vezi, bine gol, tot dau la coș. Ce are, mă, jocul? Dă, crezi că tu o să dau și eu un punct acolo? Uite și tu cum să mișcă jocul meu. Ce aveți, băi, frate? Digi, vă dau o judecată, mi-a stricat jocul de Blue Stacks. Și cât de aproape tu o să fii de coș ca asta? Uite așa. Așa, mă, ia uite. Ce s-a întâmplat, bă, ești prost? Jocul ăsta are ceva cu mine, ai ce să... E tac, da, jocul. Nu se poate, bă, nu se poate. Cât de bine am dat. Și uite asta cum poate, uite asta, da, dar eu dacă dau așa nu se nu merge. Și dacă nu se star player, să vezi, și vă dau un judecată, super excel. Ai, vezi, mă? Super excel, m-a făcut star player, numai să ne dau un judecată. Ia uite, bă, frate. Să încarcă, mă, jocul ăsta. Așa. Perfect, bă, perfect. Și cu cine să mai joc? Cu urâtul ăsta n-am mai jucat de mult. Am skin pe el? Pula. Niciun skin. Așa că drept urmare mă joc cu altul. N-am mai jucat, mă dor de ăsta, de dană mai și încet. Sau Piper ăsta, hai jucăm cu Piper. Mergem pe solo aici. Poate reușim și noi să facem unul, că ăsta e brawler de la care am jucat mai mult cu el și mă dă cu jucători mai puțin mai capabili decât ceilalți. Dar ne descurcăm noi, că suntem bărbați. Ne descurcăm, frate. Avem aici pe Piper, cea frumoasă. Peppa Pig. Ne batem cu Peppa Pig aici. Cu cine ne batem? Mi-e cam frică de asta. Ne tai înțeleți bine aici. Hai, mă, Piper, că pe parcă era lesbiancă. Uite, bă, Piper, băi. Parcă erai lesbi. E, ce lesbiancă ești, bă? Chiar că e lesbian, la cât de greu încarc calma asta. Da, și acum mă fut asta, da, nu mai e lesbian acum. Mă scuzați de limbaj, dar episod pentru divertisment. E strict pentru divertisment episodul. Mă joc cu asta, da, cu bikini asta. Bikini? E că am citit greșit, nici cred că se numește. Bib sau nu mai știu. N-am mai jucat jocul ăsta de 1980. Am tânăr când mă jucam și acum am 2 copii și 7 familii. Every brawler for themselves. Eu nu, eu fac alianță cu ăștia. Alianța pro-România. Vreau să fac alianță cu ăsta. Uite, vrea, vezi, vedeți? Asta seamănă să fii jmaker. Și acum pe el mă fute, ia să vedeți. Bine, glumesc. Că poate îmi dați raport la episod, că... Nu-i bine. Luăm și pe ăsta. Stai că sunt în viață. Zic că sunt copil de la de grădiniță. Bine că n-am murit. Tu să am grijă că acum am ajuns cu jucătorii aia mai bărbați, nu cu NPC-uri. Să de cineva pe mine. Cine să uită urât pe mine, mă? Să uită urât pe mine cineva. Un om să uită. Dacă te uiți la episodul ăsta, să știi că nu apreciez așa ceva.
să dau în judecat. Hai că mă bag și aici în bătaie. Perfect, îi dau și la asta așa. Mi-am dat o sulă. N-a pățit nimic. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. A venit Crăciunul, băi. La mini Crăciun, dacă vezi, stici. Hai că luăm și pe ăsta. Eu ce am făcut? Vino, mă, încoace. Ce frică de Peppa Pig. Bă, nu, că ăsta se uită după mine. Nu, 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 nu. Nu tataia, nu tataia, nu. Și m-am omorât. De aia nu trebuie să ne jucăm cu femei pe bloa asta, că pierdem. Glumesc. A primit 100 de credite și un cucat de ăsta. Și un pic legendară, da, un pic... Un pic bani din cer. Cine să mă joc, mă? Cine e asta? De fapt nu-i blau ăla care l-am deblocat. Ia, ne jucăm cu suport ăsta. Asta e parcă era prost, nu mă joc cu ăsta. Mă joc cu tancul, mă joc cu cine să mă joc? Cu râtul ăsta, cu ăsta? Cu... Scrieți în comentarii cu cine vrei să mă joc cu următorul episod. Da, fac upgrade la asta. Și am deblocat Spider personal așa. Nu mă mai las așa momentan, că sărac. Mă joc la Tofi de asta, nu știu ce e cu el. La bea acolo am văzut, cred că s-a ultimul meci din episod, da, 30 de minute, o să închei. Că nu vă uitați voi până aici nici cu pușca la cap, dacă vă pun pușca. Friday, auzi. Ăsta îl cheamă vineri, ăsta visează la ziua de vineri. Să înceapă războiul. Asta cu trofeu, dacă mă pun, primești trofeu, dar nu știu dacă te respawnezi aici. I-am furat și lăsat gagica. Și am furat gagica. Nu-mi cer scuze. Nu mai îmi cer scuze. Acum mai nu-mi cer. S-a schimbat. Acum am două trofee. Perfect. Și acum trebuie să scap. Și de ce trebuie să scap? Ne concentrăm aici. Să facem mult pentru abonați. L-am devorat și pe ăsta. Și de ce trebuie să scăpăm de chestia asta? A, bagnan, ce-i asta? A, trebuie să scap cu trofeele, cred. Și... L-am devorat și pe ăsta. A, trebuie să pun trofeele acolo. Păi că am înțeles, dar mă atacă rușii. Mai e și boci ăștia. Nu trebuia să... Trebuia să fie niște boci, nu? Damage de bă, tată. Mori, bă. Easy. Bă, n-am scăpat, dar am omorât pe toți, cred. Și cred că star player, dar aici nu e cu star player. Am încercat, am scăpat. Și am făcut aici trofeii fără număr. Fraților, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Un episod așa mai test, că nu știu dacă vă place Brawl Stars-ul. Nu sunt sigur dacă editez episodul ăsta, dar vei rămâne de văzut. Eu sunt Alexandru Novac aici și noi, desigur, ne vom auzi data viitoare. La revedere!